lângă mine! Ei! Ia, cum ai grijă de mine acum? Cu ce? Nu, ce să mai am avut la început, acum ce să fac? Ce vârstă ai? Cât îmi dai? Ador, ador întrebarea asta. Eu ți-aș da, crede-mă... Care de 35, ce... adică... 21. 21. Am zis că am născut cu melodia aia, așa că... Foarte 25. Frumos, da, eu știam exact. 21. Și cu ce te ocupi, studentă, nestudentă, acasă? Studentă și lucrez, slot attendant. Cum? Iartă. Slot attendant. Slot attendant. Rămânește păcănele. Păcănele. Da, așa deci e. Deci ești sold atent la păcănele. Exact. Ai prins vreodată 5 maimuțe, auzi? Nici n-am văzut 5 maimuțe. Nu le-am văzut. Fii că e singurul care are bani să-și face la casă. Dar nu mai e cu 7, 7, 7. Mai e cu maimuțe. Deci eu am jucat prost toată viața. M-am alergat după maimuțe, niciodată n-am prins. 5? Eu trebuia să alerg după altceva. M-a prins una la un moment dat, de mama m-a țurărit foarte tare, de numai în copac stăteam. Mai aveam un pic, stăteam în copac, îmi luau și de acasă. Nu-mi place Divi foarte mult, iar arată bine că bărbat, dar dacă mai avea undeva la 10-15 cm în plus la înălțime, era. Arăta bine, era. Nu sunt puțin, sunt puțin mai mult pe acasă, dacă întrebi pe oricine. Orice prieten de-al meu, dacă întrebi, sigur zice că sunt puțin mai mult plecată. Serioasă nu sunt în niciun caz. N-am cum. Când e să glumim, când e să fiu serios, nu pot, frate. Și enervez, îmi enervez șefii. Ei sunt serioși, încearcă să-mi explice ceva și pomenește râsul, că nu. Îmi place viața. Acum îmi place să dansez, îmi place să ies, îmi place adrenalina. Vreau să mă fac parașutistă. Parașutistă în parașută. Atenție. Subliniem. Nu-mi place să fac mereu același lucru. Și vreau să diversific viața. Mă mai scriu, mă mai scriu la Zaza, mă scriu. Cred că mai am vreo două emisiuni și mă scriu la toate emisiunile de la voi din. Știi ce mai am? Insula Iubirii și Nore pentru Mama. Până nu plec cu bani de la voi, nu mă las. De timp, am la 21 de ani, până la vreo 27, cred că o să câștig Nore pentru Mama. Sunt Zaza, sunt. Dacă nu sunt nici Zaza, vedem dacă știu versuri, vedem dacă ne descurcăm. Oricum fac totul la mișto. Așa trebuie să facem viața. Faci totul la mișto. Nu-ți bați capul prea mult. Că dacă îți bați capul, după aia îți pare și rău. Așa am făcut și la BAC. Și uite că am luat notă mare. Bun, uite, e ocazia ta acum să văd exact o piesă foarte frumoasă. Și acum dacă o să ne ajute Dumnezeu de nou. Iar? Ce să zici? Am trecută, m-a ajutat acum. Bun. 2003, VH2. Deja eram mai în vârstă. Deja eram clasa a doua. Ce râzi, mă? Clasa a doua. Clasa întâi. Clasa întâi. Mie mi-a dat bărbița la clasa întâi. 2003, VH2, fiecare zi fără tine. Multă baftă, mult noroc. 3 puncte am nevoie, 3 puncte. Ca să spun că mi este greu, sunt doar același ce cântă mereu. Acum mă știi că mi pare rău. Sunt mult mai... Nu trece zi fără să... Oh, oh. Tu chiar credeai că am să te... Oh, oh, oh. Tu mai ai vrut să fii cu minte, să știi de mine. Fiecare tine mă face să simt din ce în ce mai bine. Jenny, te-am salvat. Fraților, e mană cerească fata asta. Pentru Jenny și pentru Eugen a fost mană cerească. Cred că și pentru Alifie, dacă n-a plecat. Era pe acolo din spate, l-am văzut eu. Mi l-ai dat afară pe Alifie și ai rămas mai... Ce să, că nici măcar... VH2, nu am... Nici măcar n-am auzit de trupa asta. Cotabița a cântat în VH2? Bun, ce să zic, a fost Zaza. Aplauze pentru Maria, dragilor. De data asta nu a prins speciala. Nici 3 maimuțe. Nimic. Ai nimerit?
Păi e bine și atât, da, hai să fim totuși... Da, e foarte bine, ai nimerit fix un cuvânt, draga mea. Putem să nu nimerezi niciunul. Exact, bravo, felicitări. Până la alta, Flic, hai să te auzim un pic. Maria te duce acasă, dar noi ei pe Zaza în plasă. Dincolo de aparate și alte treburi necurate, știu că tu oferi suport la un magazin de sport. Și acolo, printre vitrine, să cânți pentru că o faci bine. Și un lucru este cert, se strâng toți ca la concert și apoi, după cântare, or să-ți facă și vânzare. Mulțumesc mult! Pare rău, Maria, ai fost Zaza. Mie nu. Felicitări, mă bucur că dacă te-ai distrat și nu-ți pare rău, aplauze pentru ea! O salutăm și cine știe! O lasă